Vă rog, vă rog. Da. S-au înscris pentru luarea de cuvânt la acest subiect doamna Pavlicenko, poftim, la microfonul central. Vă mulțumesc. În primul rând, domnului Dragomir, mi se pare că n-am avut ocazia să-i spun cum am consultat cu electoratul. Această problemă vreau să sun prin e-mail. Prin poștă electronică, cu fiecare alegător am vorbit. Stimate domnule președinte al Parlamentului, nu este? A, este. Stimați colegi deputați, stimați locuitori ai Republicii Moldova, stimați ziariști, am tratat cu toată sinceritatea declarația privind parteneriatul pentru realizarea obiectivelor de integrare europeană, adoptat în prima zi a legislaturii. Deși îmi repugnă să cooperez cu comuniștii, am făcut inițiative înscrise pe cele două dimensiuni, asupra cărora forțele parlamentare au convenit să coopereze. Problema transnistreană și pregătirea Republicii Moldova pentru integrarea europeană. Am propus, conform planului de acțiune al fracțiunii Alianța Moldova Noastră, anularea vizelor de intrare în Republica Moldova pentru cetățenii din țările membre ale UE, SUA, Japonia și Canada, inițiativă pusă în sertar. Majoritatea comunistă și-a promovat propria inițiativă a guvernului. Foarte bine. Deci am avut un șoc atunci când mi s-a discutat inițiativa în comisia sesizată în fond. Dar s-a trecut. Ce era însă, mă întreb, dacă v-ați lansat în avize negative din partea guvernului, a comisiilor parlamentare și a direcției juridice despre ieșirea din CSI, să vină același guvern repejor cu o proprie inițiativă și privind ieșirea din CSI, ca și în cazul vizelor. Nu ați făcut-o, să vedem de ce. Să vedem ce am câștigat fiind în CSI. Ce vom câștiga dacă vom rămâne. Ce vom avea dacă vom ieși din CSI. Ar fi bine să ne ascultăm inima și să procedăm în consecință. Cred că PPCD a crezut sincer, ca și noi, deputații din grupurile politice, democratice și europene, că actuala guvernare dorește hotărât să mergem rapid prin reforme spre UE. Astăzi, comentatorul Petru Bogatu constată că mersul Republicii Moldova spre Europa este pe alocuri la fel de șovăitor și poticnit ca pe vremuri. Uneori lasă impresia că președintele de bună seamă dorește să ajungă în Europa, numai că vrea să înainteze discret, pe ocolișuri, sprijinit pe genunchi și coate, ca nu cumva să-l vadă rușii. O fi și aceasta o soluție. Mă tem însă că drum târât spre Europa nu există. Care-i cauza ezitărilor și a duplicităților prezidențiale? Limitele ideologice, interesele ascunse ale consilierilor, frica destrămării partidului, riscul de a pierde electoratul sau toate câte un pic. Oricum, mersul în zigzaguri nu-i deloc sănătos. Reproduc și afirmațiile legate de respingerea de către comuniștii de la Chișinău a ofertei președintelui României, de fapt și a Consiliului Europei, pentru că raportoarea pentru Republica Moldova, José Duriau, ne sugera acum câțiva ani același lucru, să urcăm în trenul românesc spre Europa. Respingere ce ne sortește la o și mai mare sărăcie, conducerea comunistă fiind doar în vorbe pro-Europa. Ghilimele, Băsescu a părut dezamăgit de faptul că autoritățile moldovene au dat cu piciorul în șansa aderării comune la UE. Dar nu numai el e mâhnit, se arată tot mai decepționați politicienii și analiștii occidentali care de la ultimele alegeri parlamentare încoace nu au ascuns că pariază pe Vladimir Voronin. Dacă Republica Moldova se identifică, spun ei, cu patria sovietică, locul ei nu e în Europa. De unde, dar unde e, ne întrebăm noi. S-ar putea să nu fie nicăieri. Citat încheiat. Analiștii politici, observatorii străini și simpli cetățeni constată cu tristețe că nu avem o clasă politică formată din caractere. Spuneți-mi, unde am ajuns în acești 15 ani după proclamarea independenței pe care vrem să o sărbătorim cu pompă? Am ajuns cea mai săracă țară din Europa. Oare nu înțelegem că dacă vom continua tot așa, vom ajunge și cea mai săracă țară din lume? Sau poate acestea și sunt planurile clanurilor de la conducere, care vor să facă o țară bananieră, o țară latino-americană sărăcită, insuflându-le occidentalilor că Moldova nu se poate autoguverna decât prin dictatura comunistă. Oare nu ne-am convins că aflarea în CSI nu ne-a dus folos? S-a rezolvat cumva conflictul transnistrean prin efortul țărilor membre? Dimpotrivă, regimurile separatiste sunt sprijinite cu îndrăgire de Rusia,
demascată și condamnată ca țară agresoare de CEDO. Nu s-a agravat situația în zonele de conflict? Oare nu e vorba din nou de referendumuri separatiste sprijinite tacit de Moscova pentru reîmpărțirea spațiului ex-sovietic și formarea, cum spune politologul Vitali Tretiakov, a Uniunii Ruse? De ce însă trebuie să confundăm relațiile civilizate cu Rusia, de care actuala conducere nu mai pare capabilă, cu aflarea în CSI, care e o structură moartă, dar din care comuniștii nu vor să ieșim, în speranța că Rusia îi va ierta lui Vladimir Voronin nesemnarea memorandumului COZAC, parafat de el, dar respins prin protestul și revolta poporului? Pe CRM conduce Moldova de cel puțin 7 ani, dar încă nu a învățat să nu pună semn de egalitate între CSI și Rusia. Oare nu știați că Rusia împiedică transportul de gaze ieftine din Kazahstan? Că pe piața rusă vinurile Republicii Moldova se vând de 4 ori mai ieftin decât oriunde? Că toată povara relațiilor economice inechitabile cu agenții din Rusia cade pe spinarea exportatorilor noștri? Că relațiile economice cu CSI țin Republica Moldova în stare de predeces? Moldova nu poate avea cu agenții din Rusia relații economice echitabile și echilibrate reciproc. Pentru că deși gazele s-au scumpit, nu putem scumpi la fel produsele agricole exportate în Rusia. O fi foarte mare cumva volumul de export spre Azerbaijan, Armenia sau spre alte republici ex-sovietice. Se pare că nu prea exportăm în Rusia altceva decât vinuri ieftine, în timp ce pe piața vestică se exportă mărfuri industriale performante și competitive. Moldova e de 2-3 ani printre stațierii CSI la industrie. Potrivit Comitetului de Statistică al CSI, nu am înregistrat în ianuarie-martie 2006 cel mai slab ritm de creștere în agricultură, de 0,8% față de media de 3% pe CSI. Și nu-mi prea vine să dau crezare ideii că acest declin ar fi cauzat de depunerea la 30 martie 2006 a inițiativei de ieșire din CSI. Treaba pare a fi mai serioasă. Putin consideră, pentru cine încă nu știe, că a venit timpul ca Rusia să treacă în spațiul CSI la principiile valabile în economia și comerțul mondiale, bazate pe calcule. Aceasta ar servi la însănătoșirea legăturilor cu partenerii din CSI, citat încheiat. Astfel, ce speranțe false mai pot fi dinspre Est? Singura salvare e piața Uniunii Europene și nu e adevărat că este închisă. Taxa vamală spre UE e de doar 7%. Haideți să investim în tehnologii cantitative, nu în umbrele politice și mafiote, să căutăm piețe prin competitivitate, prin alte tehnologii, pentru că cele rusești nu sunt performante. La 11 septembrie 1998, după criza financiară din Rusia, Parlamentul a adoptat o hotărâre istorică prin care a declarat ca obiectiv strategic major al Republicii Moldova integrarea în structurile europene și a recomandat reorientarea exporturilor spre piața vestică. Posibilitățile au fost valorificate slab. Comuniștii au fost atunci contra hotărârii, iar rămân și azi contra orientării noastre definitive spre familia europeană. Cred că sunt interesați să rămânem în CSI, cei cu averi în Rusia, cu caimacul relațiilor în CSI și cu agenți de acolo, în timp ce țăranii sărăcesc, iar copiii le fug peste hotare. Ieșirea din CSI nu este doar o problemă economică. Rusia a anulat acordul de cooperare în producție, în baza căruia nu se plătea TVA la livrările reciproce. Rusia creează condiții fantastice pentru a ne capta forța de muncă, oferind locuri de lucru, cetățenire, reîntregirea familiei, etc. Oare nu se spulberă astfel argumentele gratuite că fără CSI nu vom avea economie, iar oamenii noștri nu vor putea merge într-acolo la muncă? Dar oare nu e deja la pământ economia noastră, iar părinții pleacă de lângă copii și devin robi în străinătate? Oare această situație nu e rezultatul vegetării în CSI, o consoartă moartă, ce trebuie dusă de pe laiță la cimitir și reluată viața de la capăt cu o altă consoartă, cu UE? Îmi pare foarte rău, dar testarea sincerității aspirației europene a partidului de guvernământ pentru mine s-a cam încheiat când guvernul a respins cu mare tamtam și argumente super procedurale proiectul de hotărâre conceput ca un gest politic simbolic, inclusiv pentru Occident. Ieșirea este grea. Moldova poate că nici nu e pregătită azi, însă populația trebuie ajutată să înțeleagă adevărul, nu să fie folosită constant prin neinformare în scopurile meschine ale clanurilor în continuu proces de îmbogățire. Stimați colegi, soarta Republicii Moldova se rezolvă în altă parte, în cancelarele occidentale, dar și noi trebuie să dăm un semnal de credibilitate. Ca să putem fi ajutați să depășim dificultățile reorientării noastre efective, nu doar declarative spre vest. CSI este o barieră pe prut, un perete berlinez, după care ne vor ține în totală izolare comuniștii, în timp ce bariera ar putea întinsă spre est. Nu mă încântă argumentele unora că occidentalii ar gândi
să mai zăbovim acolo unde stăm, adică în sfera de influență rusă, pentru că ei mai au niște socoteli cu Rusia. Eu nu cred în asta. Nu cred că ei ne stimulează să rămânem în spațiul haotic și imprevizibil al Estului. Deci ce facem? Cunoașteți că unora din Occident nu le-au preplăcut cele trei hotărâri și legea privind Transnistria, adoptate vara trecută de Parlament. Nu le-au plăcut, dar le-au acceptat până la urmă. Ar putea fi la fel și cu ieșirea din CSI. Se mai spune că unele țări străine ar dori de urgență o respingere a ieșirii din CSI în Parlamentul de la Chișinău pentru a obține la summitul G8 din Sankt Petersburg, în schimbul loialității reprobate, retragerea trupelor rusești din Moldova și Georgia. Nici în asta nu cred. Occidentul nu ne spune direct să ieșim din CSI. E o problemă noastră. Dar nu există nicio îndoială că Occidentul va înțelege semnificația politică majoră a opțiunii de a rămâne în CSI sau de a alege în mod definitiv calea unică și univocă de integrare economică și politică nu e. Toate avizele negative ale guvernului și ale comisiilor parlamentare, unde majoritatea o dețin deputații PCRM, arată adevărata față a comuniștilor, care mint Occidentul, dar merg mereu cu plecăciune la Moscova, cu care încă mai cochetează și căreia vor, mai am puțin timp, vor să-i dovedească, colegi, precum că rămân atașați în chei, politicii și intereselor Kremlinului. Prin votul comuniștilor în favoarea rămânii în CSI, puterea dorește să transmită un mesaj clar Moscovei, că rămâne pe orbita Rusiei. Oameni buni, nu vă luați după vorbele comuniștilor privind integrarea europeană. Uitați-vă la faptele lor, ce demonstrează o mare prietenie față de centru, ce călăuzește politica pe CRM în marea familie a spațiului de interese geopolitice ale Federației Ruse. Domnilor comuniști, mă gândesc astfel, dacă face să vă dăm această satisfacție, aduce din nou ca tribut Republica Moldova în brațele Moscovei. Nu vrem să vă lăsăm să vă faceți acest cadou, pentru că va ajunge cadoul pe care îl primiți din partea Moscovei. În pofida vocilor ce ne tot povestesc despre răceala din relațiile moldoruse, Moscova vă suportă încă la putere în Moldova, considerându-vă ca cei mai fideli reprezentanți ai intereselor sale geostrategice. Convingându-vă de poziția voastră timpul reală, vă lăsăm satisfacția de a confirma poziția europeană, venind chiar voi cu o inițiativă de ieșire din CSI. În aceste condiții, lăsându-vă plăcerea stimate să colegă, CSI, eu chiar vă rog frumos, sunt niște norme de regulament. Deja sunteți noi cu 3 minute depășire. Noi autorii, articolului 53 din regulament, ne retragem inițiativa pentru ca în coșul de daruri pe care le veți duce la Moscova să lipsească votul comuniștilor pseudo-europeni în favoarea CSI. Vă dăm 6-12 luni să vă mai gândiți înainte ca Republica Moldova să aibă un vot fatal contra ieșirii din CSI. Dacă însă în acest termen nu veți instrumenta o proprie inițiativă de ieșire din CSI, noi observând cu atenție cum vor merge treburile în statul CSI, peste 6-12 luni vom reveni cu aceeași inițiativă, dar cu mai mulți semnatari. Între timp, să ne concentrăm pe apropierea de UE, pentru a beneficia cât mai curând de totul ce înseamnă valori europene. Din acest punct de vedere,